O persoană a decedat, iar alta se află pe patul de spital după un accident violent care s-a produs în această după amiază la ieșirea din orașelul Otaci, raionul Ocnița. În urma impactului, mașina a fost făcută bucăți și nu s-a ales decât praful din ea. Potrivit poliției, șoferul, un bărbat în vârstă de 42 de ani, a pierdut controlul și s-a izbit violent într-un copac de pe marginea carosabilului. În urma tragediei, pasagerul, în vârstă de 41 de ani, a decedat la fața locului, iar șoferul a fost spitalizat cu diferite traume. Traumatisme. Poliția a deschis o anchetă pe acest caz ca să afle cum și în ce circumstanțe s-a produs acest accident.